Așa că poate sunt alții care pot fi perfecți, de ce nu? Nu e. Încercăm aici, în stânga. Bine ai venit, taticul Dan Cruceru. Bine v-am regăsit, dragilor. Ești perfect? Nu există perfecțiune pe ca planeta asta. Ah, ce bine. Nu sunt un părinte perfect, chiar dacă unii cred chestia asta. În spatele imaginii este foarte multă muncă, este foarte mult studiu, este foarte multă muncă alături de cei mici, este foarte multă dorință de a fi mai bun azi unii decât par am așa fost perfecți ieri. Când îi vedem bine, în n-am ajuns și eu părinte, mă, stați. Exact. El e unul ne confruntăm în ultimii ani cu o creștere a senzației de perfecțiune și foarte mulți părinți fac eforturi să pară perfecți, să atingă perfecțiunea. Doar că, atenție, și mă voi ridica la tablă, acești părinți au foarte multe probleme. Deci nu-i invidiați pe cei care par perfecți, pentru că presiunea pe care și-o pun ca să atingă perfecțiunea este foarte mare. De exemplu, un părinte perfect simte foarte multă vinovăție atunci când nu reușește să îndeplinească ceea ce și-a dorit. Când nu reușește să-și cumpere copilului marele lucru pe care și-a impus el să-l cumpere sau să-l trimită la cea mai bună școală sau la cea mai bună chestie. Știi, e plin de părinți care se laudă că ai lor copii la 2 ani, vorbesc 5 limbi străine, fac 7000 de cursuri și tu te uiți așa, al meu nu face nici aia, nu face nici aia, nu face nici aia. Oare sunt un părinte rău? Asta îți pui tu întrebarea. Nu. Problema este, de fapt, la acel părinte care, credeți-mă, acumulează enorm de multe frustrări. Iar frustrările astea se văd și pe copil. Copilul simte nemulțumirea părintelui, simte supărarea părintelui și tu îi transmiți această energie negativă și se văd, îl afectează zi de zi. Excesul de zel, ce mai face părintele perfect? Ajunge să ia din toate sarcinile copilului. Că tu nu ești în stare. Hai, lasă că fac eu mai bine. Important este să ai proiectul ăla la școală, ăla care să câștige marele premiu. Ce face părintele perfect? Se apucă și face el. Proiectul în sine. Face el proiectul în sine. Unde duce chestia asta? Duce la excesul de zel, duce la critică și comparație pentru copil. Că tu nu ești în stare. Că da, Costel a făcut mai bine, dar uite și acolo, da? Și chiar se poate ajunge la bullying al părintelui față de propriul copil, da? Toate lucrurile astea creează niște lucruri în mintea copilului, îl schimbă și, atenție, îl fac dependent de părinte, cu o stimă de sine foarte, foarte scăzută. Iar eu ce vă spun este că nu trebuie să fim părinți perfecți, ci din contră să ne impunem chiar să nu fim părinți perfecți, ci să fim părinți atenți, iubitori, disponibili, cu dorința de a fi mai buni azi decât ieri. Da? Prezenți în viața familiei real. Asta înseamnă a fi părinte bun, nu a fi părintele perfect. Și vă dau 10 sfaturi. 1. Nu fi perfecționist. Nu spune presiunea aia pe tine. Da? A fi părinte este o călătorie. Nu avem cum să știm dacă facem lucrurile bine 100%. Atenție! Deciziile pe care le luăm astăzi pentru copiii noștri, nu știm dacă sunt toate bune. Aici vine greutatea, da? Aici e presiunea. Și uite, dita mai presiunea. Acceptă faptul că ai luat decizia respectivă. Ai luat-o din dragoste, din analiză, pentru că ai fost acolo, pentru că ai urmărit lucrurile. Habar n-am dacă este decizia corectă azi că îmi dau copilul la balet. Poate că va deveni o mare balerină, poate că nu. 2. Acceptă că nu știi mereu ce e mai bine pentru copilul tău. Se poate întâmpla ca tu să nu ai adevărul absolut. Sunt specialiști, sunt profesori, sunt medici, sunt o grămadă de oameni care au mai mare dreptate decât ai putea avea tu vreodată. Depinde de la caz la caz. Da, tu ești părintele, tu știi cel mai bine acolo, cel mai adesea. Dar acceptă că alții s-ar putea în anumite momente să aibă un punct de vedere mai pertinent ca tine. Nu exagera rolul tău în viața copilului. Suntem foarte importanți în viața copiilor noștri. Suntem principalele exemple, dar atenție că sunt și alte medii care influențează și pe măsură ce copilul crește, să vezi atunci
tu trebuie, pe măsură ce el crește, să-ți schimbi ușor rolul, da? Să te apropii mai degrabă de el prin sfaturi, nu prin a impune lucrurile pe măsură ce crește. Nu exagera rolul tău, pentru că sigur se va îndrăgosti, de exemplu. Să vezi cât de neimportant vei fi în momentele alea, cum nu o să te mai bagi în seamă, nici nu vreau să ajung încă la acel subiect. Stabilește limite clare. Sunt unii părinți, acești părinți perfecți, care spun că dacă ei stabilesc aceste limite, îi știrbesc copilului din personalitate, din elan, din creativitate. A stabili limite nu înseamnă că ești un părinte rău sau că îți pierzi din perfecțiunea aia, ci înseamnă a crește un copil responsabil într-o societate bazată pe democrație, dar pe reguli. Scapă de frica de a greși. Vă spuneam, acceptă. Suntem oameni, cu toții greșim. Da? Știți voi un exemplu de om pe planeta asta care să nu fi greșit? Nu există. Știți cum e? Să arunce primul... Șurubel, poate! Dar n-a fost încă părinte, așa că să vezi atunci. Am greșit ca părinte, la primul copil am făcut totul după manual, știi? Și mi-am dat seama în timp că greșesc, pentru că lucrurile sunt flexibile, de fapt. La al doilea copil am acceptat să greșesc și am fost mult, mult mai împăcat cu mine și atmosfera a fost mult mai relaxată în familie. Stabilește ținte realiste, este foarte clar, nu îi impune copilului tău să fie mare cântăreț când el este complet afon, de exemplu. Da? Asta este cel mai la îndemână exemplu. Cere ajutor. Foarte, foarte important. Și foarte cereți greu. Ajutor. Da? Și foarte greu e să foarte accepti greu. Ajutorul exact, ăsta. Exact, ca să da? Faci asta trebuie să accepti că nu ești perfect. Da. Să accepti exact. Că nu ești perfect. Acceptă ajutor de la soțul tău sau de la soția ta, acceptă ajutor de la rude, de la prietenii apropiați. Părințeala devine mult mai ușoară când ai ajutoare. Nu te sacrifica. Foarte, foarte important. Chiar, cum da? Adică? Un părinte relaxat, care și-a oferit timp liber, care este bine cu el însuși, este de mai mare ajutor pentru creșterea copilului decât un părinte stresat. Un părinte care a lăsat totul ca să-și crească micuțul. Atenție mare aici, da? Care o ia ca pe un soi de povară, vrei să spui, nu? Bineînțeles, gândește-te foarte... Dar ai nevoie de momentele tale, cum am făcut eu cu desenele, am pus un pic așa, ca să jumătate de oră să stau așa în liniște. A fost o chestie... Un schimb. V-am mai spus eu, aduți aminte că ai fost înainte femeie și apoi mamă, aduți aminte că mergeai la coafor, că te duceai la sală, că făceai lucruri. Mă-mi iubesc mult copilul, că mi l-am dorit tare mult. Da, era frumos și înainte, adică de ce să stau acum să fiu ipocrită, să nu recunosc? Exact. Avem mai mult timp. Avem nevoie. Odată ce am acceptat să primim ajutor, putem să avem timp și pentru noi, să nu ne sacrificăm. Și ultimul sfat, uitați de comparația cu ceilalți părinți. Asta e cel mai greu de făcut, să nu te compari. Mă, dacă ea poate... Da, da, uităm așa mereu la el. Cum poate omul ăsta? Da. Să ne spune el nou cum el e perfect și face totul bine. De fapt, îl constatăm că nici tu nu ești perfect. Nu sunt perfect, din contră, sunt un om care greșește foarte mult și greșește zi de zi cu copiii lui, dar important este că vreau să fiu mai bun, că încerc să înțeleg, nu țip la ei, încerc să avem un dialog în permanență și să fim mai bine azi decât ieri. Da. Repet, asta înseamnă a fi un părinte bun. Ce frumos! Mulțumim pentru sfat! Vă pup, mersi frumos și eu! Ne vedem marțea viitoare!